organizarea acestui turneu merge pe notă una bună. Într-adevăr, în raionul Orhei avem 13 sate care cuprinde această artă de luptă națională voievod. Pentru noi este un fapt foarte îmbucurător că mulți tineri, copii se implică în activitățile noastre și fac mod sănătos de viață. Anul 2018 este anul lui Ștefan cel Mare, anunțat de președintele țării Igor Dodon. Pentru noi dă posibilitate ca să desfacem mai multe competiții, turnee naționale, festivale, anume întregul teritoriu public Moldova, nu numai la Chișinău, și este un fapt foarte îmbucurător. Este bine atunci când pentru tineri este ocupație, când tinerii sunt campioni, când tinerii trec aceste lecții de demnitate, pentru că totuși artele marțiale educă un caracter mai deosebit. Următoarele competiții le preconizăm iarăși la nordul Moldovei, vrem să mai petrecem în Drochia competiții. Eu cred că se va trece acest an foarte bine. Și aduc aminte că au mai fost competiții și în Bălți, și în raionul Căușani, și în raionul Criuleni. Este un an bogat pentru noi. Astăzi în orașul Orhei se desfășoară turneul republican la lupta națională voievod. Putem să spunem cu mândrie că acest turneu de astăzi a întrunit circa 250 de participanți din diferite raioanele Republicii Moldova. Clubul din Orhei s-a prezentat cu un număr de 120 de luptători. Practic, peste 12 sate din raion practică lupta națională voievod și asta este o mândrie pentru noi. Ne-am stăruit să organizăm pentru tineri o competiție destul de interesantă, ne-am stăruit ca pentru ei să fie ca o sărbătoare. Am văzut până la ora actuală, până la deschiderea oficială a competiției, luptele celor mici, care au demonstrat curaj și au făcut niște lupte destul de frumoase. Vedem la fiecare competiție o pregătire tot mai serioasă a sportivilor, vedem o tehnică tot mai bine, tot mai bună și asta ne bucură deoarece anume din asemenea competiții vom selecta sportivi care va completa lotul național, care ne va prezenta la campionatele internaționale, mondiale, europene.